acest impresionant omagiu adus maestrului Achim Stoia de către mezzo-soprana Luiza Zan și pianista Gina Mihaela Pavel, vă invităm să te poțim pe tărâmul muzicii corale a compozitorilor ieșeni contemporani, prin intermediul corului Aletheia. Înființat în anul 2009, corul Aletheia are un parcurs cu o evoluție constantă, distingându-se prin amprenta sonoră originală, caracterizată printr-o dinamică atent șlecuită, flexibilitate vocală și o nuanțată sensibilitate și expresivitate a interpretării. Persoana care a generat acest nucleu coral este conferențiar universitar dr. Dorina Comănescu, cea care de-a lungul timpului a menținut viu spiritul grupului Aletheia, angrenând în proiectele sale numeroase generații de muzicieni. Dirijor al corului Aletheia încă de la înființarea lui, Dorina Comănescu este un om ce împletește cu pasiune muzica și psihologia atât pe scenă cât și în cercetarea științifică. Deși componența ansamblului a avut o dinamică permanentă în ceea ce privește factorul uman, ceea ce a rămas neschimbat încă de la înființare este sonoritatea recunoscutibilă și pasiunea pentru muzică a celor implicați sau, după cum sugerează și deviza corului Aletheia, cei care caută adevărul în muzica vie. În prezent, corul numără 18 membri, muzicieni, tineri absolvenți ai Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași. În cei 14 ani de activitate, corul Aletheia s-a remarcat în spațiul românesc și internațional, fiind câștigător al numeroase competiții de gen, printre care menționam Marele Premiu la Concursul Național Buna Vestire de la Fundul Moldovei în 2011, Marele Premiu la Concursul Internațional Polotsky Blagovest din Republica Belarus, Premiul întâi la Concursul Hajnovka din Polonia, premii care de altfel au dus la invitația onorantă de a susține un concert în stagiunea Conservatorului de Stat din Moscova în anul 2017. Premiul al doilea la secțiunea Jazz și premiul întâi la secțiunea Gospel la concursul Cecilia Seghiții din Italia în anul 2018. Trei premii întâi la secțiunile Folklor, Muzică Sacră și Muzică Contemporană la competiția Singing World din Sankt Petersburg în 2019. Premiile speciale pentru cea mai bună voce solo, Antonia Cucerenco, și cea mai bună interpretare a unei lucrări sacre au fost un prilej suplimentar de bucurie pentru membrii corului Aletheia. Concertul din această seară este un rezultat al proiectului Mărturii Audio din componistica ieșeană corală contemporană, prin care corul Aletheia, ca reprezentant al Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași, a beneficiat de fondurile primăriei municipiului Iași, contribuind la dezvoltarea repertoriului coral al compozitorilor români ieșeni, în special din tânăra generație. În deschiderea concertului, am în minte un citat celebru al lui Friedrich Nietzsche. Esența întregii arte frumoase, a artei mărețe, este recunoștința. Și în ce mod mai nobil, autentic și vibrant am putea exprima acest sentiment decât prin rugăciune. De altfel, acesta este și titlul primei lucrări, Rugăciune, de Viorel Munteanu, cunoscut compozitor și profesor ieșean, care s-a remarcat în creația sa mai ales datorită sondării spațiului spiritual românesc. Lucrarea Rugăciune, pe versuri de Mihai Eminescu, are în centru imaginea Fecioarei Maria, scrisă într-un limbaj muzical modern complex, personalizat și intens expresiv, discursul său muzical creează o atmosferă arhaică, specifică melosului bizantin, împământenit de secole în tradiția creștină ortodoxă românească. Piesa face parte din oratoriul Chemări spre Mântuire, pelerin la Sfânta Parascheva, dar în varianta sa a cappella poate alcătui un moment coral de sine stătător. Soloul de sopran va fi interpretat de Antonia Cucerenco, absolventa specializării muzicologie
În prezent, studentă la Canto, la clasa lectorului universitar dr. Lăcrămioara Maria Cubaru Roată, Antonia Cucerenco s-a remarcat prin vocea sa cristalină, cu un ambitus mare, specific sopranei de coloratură, flexibilitate vocală și o acuratețe intonațională impresionantă. Calitățile sale vocale au fost remarcate de fiecare dată când a interpretat părțile solo, fiind câștigătoare a numeroase premii în calitate de solistă în turneele desfășurate alături de corul Aletea în Belarus, Polonia, Italia și Rusia. Supranumită și vocea de aur a corului Aletea, Antonia Cucerenco sensibilizează de fiecare dată prin interpretarea sa expresivă și rafinată, trezind emoție în sufletele ascultătorilor, aspect pe care îl veți surprinde cu siguranță și în cadrul acestui concert. Așadar, Rugăciune de Viorel Munteanu, în interpretarea corului Aletea, solo-sopran Antonia Cucerenco, dirijor Dorina Comănescu. Audiție plăcută!
continuăm concertul în aceeași atmosferă de evlavie și rugăciune cu lucrarea Pre tine te lăudăm, de Alexandru Semeniuc. Absolvent de teologie și pe final de studii universitare îndirijat, Alexandru Semeniuc s-a remarcat prin bogata sa activitate internațională, dirijorală și de interpretare. Are peste 80 de concerte și concursuri la conducerea unor coruri precum Corala Ciprian Porumbescu din Suceava, a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Corul de Copii Mini Angelii și altele. Colaborarea cu Corul Aletheia a adus în prim plan ipostaza sa de compozitor, oferind cu generozitate lucrarea Pre tine te lăudăm. Referindu-se la intențiile sale creative, compozitorul spune, citez, piesa face parte din liturgia pentru cor mixt, scrisă în prima parte a anului 2020 și se dorește a reprezenta zenitul trăirii sentimentului profund mistic din cadrul ritului liturgic ortodox. Am încheiat citatul. Intervențiile solistice vor fi interpretate de soprana Antonia Cucerenco. Audiție plăcută! Întregim triada pieselor religioase cu Tatăl nostru, de Mihaela Spulber.
compozitoare, profesoară de pian, interpretă, membră a corului Aletea și colaboratoare în corul Vox Artis, Mihaela Spulber este o tânără creativă și ambițioasă care își croiește drumul pe scena muzicală eșeană cu mult curaj și originalitate. Dintre realizările sale componistice menționăm participarea la concursul de compoziție Alexandru Zira, Iași, în 2016, cu lucrarea Deus Ex Machina pentru flaut, clarinet, în si bemol, corn, în fa și violoncel. Obținerea mențiunii la concursul de compoziție Liviu Comes Cluj-Napoca pentru miniaturile Ab Antiquo pentru oboi și Burlesc pentru pian, participarea în 2014 la Festivalul Muzicii Românești, Iași, cu lidurile pentru soprană și pian, Ce aude unicornul și Contemporan. Despre lucrarea Tatăl nostru, compozitoarea afirmă cu emoție, citez: am compus-o din dorința de a-mi prezenta viziunea, împletind elemente din stilurile religioase atât bizantin cât și gregorian, dar și cu inspirație din muzica de film. Astfel, am dedicat cu drag corului Aletea, specializat pe muzică religioasă, această abordare contemporană a rugăciunii domnești. Lucrarea este scrisă pentru solo de sopran, interpretat de Antonia Cucerenco, care a reușit să surprindă dramatismul și suflul scos din tipare, oferind publicului o experiență auditivă emoționantă. Izvorâtă din inimă și adevăr, rugăciunea Tatăl nostru are puterea de a schimba viitorul, de a propaga armonie, liniște și bunăstare. Corul Aletea se raliază acestui gând, oferindu-o versiunea sonoră semnată de Mihaela Spulber. Solistă Antonia Cucerenco. Audiție plăcută! Oh,
Trecem de la repertoriul religios la muzica laică, aducând în atenția dumneavoastră binecunoscuta piesă Floarea albastră de Vasile Spătărelu. Continuator al generației Achim Stoia și George Pascu, compozitorul și profesorul Vasile Spătărelu s-a impus în viața artistică prin creații valoroase. Opera sa acoperă toate genurile și formele muzicale, servind totodată ca model tinerilor dornici de afirmare. Scrisă în 1982, pe versuri de Mihai Eminescu, Floarea albastră își păstrează prospețimea și durabilitatea valorii emblematice deja de mai bine de 40 de ani. Probabil se datorează faptului că sub pana maestrului Spătărelu orice acord se așterne ca o pânză sonoră deopotrivă inefabilă, dar plină de substanță, exprimând atât de mult prin atât de puțin. Acest poet al armoniei, după cum îl denumește domnul profesor Gheorghe Duțică, îți răscolește sufletul în profunzime, învăluindu-l cu cele mai dulci texturi sonore. Soloul de sopran va fi interpretat de Ana Maria Huțanu, absolventă a studiilor de muzicologie și compoziție jazz și muzică ușoară în cadrul Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice a Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași. Participantă și laureată a numeroase festivaluri naționale și internaționale, atât ca solistă, cât și soprana a grupurilor a cappella, s-a remarcat prin adaptabilitate stilistică, și versatilitate vocală, oferind de fiecare dată o interpretare artistică originală, pe care cu siguranță o veți remarca și în interpretarea piesei Floarea albastră de Vasile Spătărelu. Audiție plăcută! Și sub boi ca șase mină vom ședea.
Continuăm concertul cu o lucrare semnată de Ciprian Ion, compozitor, dirijor, pianist și profesor, actualmente decan al Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte George Enescu Iași, care reușește să transmită prin muzica sa emoții de mare profunzime. Deține în palmares numeroase premii pentru compoziție. În creația sa întâlnim lucrări precum poem pentru pian și orchestră, sonata pentru pian, quartet de coarde, cantata de cameră pentru soprană, tenor și grup instrumental Cântec Infinit pe versuri de George Popa, Sinfonia I, muzică de concert pentru pian și orchestră de cameră, Rondelurile rozelor, 6 liduri pe versuri de Alexandru Macedonski și lista ar putea continua. De asemenea, este membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Spirit sensibil și deschis mereu către inovare, s-a apropiat de tematici diverse, printre care și de cea a cântecului de dragoste. Lucrarea Dacă, compusă în anul 2018, pe versurile lui Marin Sorescu, vorbește despre complexitatea iubirii înțeleasă și mai ales simțită în toate ipostazele ei paradoxale. Cele două teme ale cântecului se întrepătrund într-o formă tristrofică de tip ABA, a căror sonoritate de un lirism copleșitor exprimă emoția vibrantă a protagonistului îndrăgostit. Soloul de sopran este scris într-un registru înalt și reprezintă o reală provocare pentru orice interpret, din cauza complexității vocale. Piesa a fost interpretată în prima audiție de către Corul Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași, condus de conferențiar universitar dr. George Dimitriu,
solistă Carina Sasu. Compozitorul mărturisește de altfel că lucrarea este dedicată unei persoane pe care o apreciază foarte mult și care îi este alături. În seara aceasta o veți asculta în interpretarea corului Aletheia, solo-sopran Antonia Cucerenco. Audiție plăcută! Thank you.
zilele ce urmează vă propunem spre audiție lucrări cu influențe folclorice, prelucrate și adaptate pentru genul muzicii corale într-un mod inedit. Și au pornit Olteni la coasă, de Iustina Nedelcu. Tânără doctorandă, profesoară de pian și cadru didactic asociat la Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași, Iustina Nedelcu s-a remarcat în spațiul componistic românesc ca laureată a competițiilor naționale Alexandru Zira și Liviu Comes. Apropierea de muzica corală s-a produs datorită apartenenței la corul Aleteia, unde susține partida de alto de mai bine de un deceniu. Totodată, începând cu anul 2022, este membru fondator în Asociația Culturală a Corului Aleteia. Și-au pornit Olteni la coasă, este, așa cum afirmă compozitoarea însăși, citez, o melodie din repertoriul regretatei artiste Maria Lătărețu, ce a fost readusă în atenția publicului în variantă instrumentală, orchestrală sau de către soliști vocali, însă aceasta este prima armonizare corală mixtă. Fiecare voce are oportunitatea de a expune melodia, creându-se dialoguri, suprapuneri sau intrări polifonice între partidele vocale. Acompaniamentul are rolul de a susține armonic parcursul intonațional, fiind inspirat din modalitatea contrapunctică descoperită în stilul tarafului popular. Am încheiat citatul. Așadar, și-au pornit Olteni la coasă în interpretarea corului Aleteia. Să-mi pe căpiță, ilai, și vin o să-ți dau uriță, ilai,
Continuăm cu Ilie's Lullaby de Sandu Bantaș. Tânăr compozitor foarte prolific în creația asociată jazzului, solist vocal și pianist cu experiență națională și internațională, Sandu Bantaș s-a remarcat de timpuriu ca artist complet și complex. Originar din Chișinău, provine dintr-o familie cu peste 4 generații de muzicieni, dinastia Văluță și Bantaș, unde a crescut într-un mediu muzical divers, muzică clasică, jazz și folclor. A studiat compoziție jazz la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași, perioada în care a apărut pe scenă cu Sandu Bantaș Quartet. În 2019 a lansat proiectul solistic Sandu Bantaș Solo. În toți anii șederii la Iași, a fost solist și compozitor al corului Aletea. Ilie's Lullaby, compusă în 2022, este un cântec de leagăn, fragment din coloana sonoră a filmului Prostia omenească, produs la Telefilm Chișinău în 1992. Lucrarea lui Sandu Bantaș reprezintă un aranjament pentru cor mixt a cântecului compus de bunicul său, Ilie. Cântecul are o semnificație aparte pentru Sandu, deoarece în filmul produs în 1992, el a fost cântat chiar de mama lui. Mai mult, după cum susține tânărul compozitor, citez, piesa asta e specială pentru că am crescut cu ea. Mi-a fost cântată înainte de somn de atâtea ori că deja face parte din ADN. Atmosfera suavă, tandră a lucrării, inflexiunile armonice contemporane, rupturile de ritm surprinzătoare fac din Ilie's Lullaby o lucrare de mare rafinament și subtilitate artistică. Thank you.
proiectul Mărturii Audio din Componistica Eșeană Corală Contemporană a reprezentat cu adevărat o oportunitate și o motivație pentru tinerii compozitori, membri ai corului Aletheia. Un exemplu concludent este lucrarea Desânziene a compozitoarei Mihaela Spulber, care și-a găsit inspirația după succesul pe care l-a avut cu Tatăl nostru, determinând-o să pună în pagină noi idei muzicale. După cum afirma chiar dânsa, citez, lucrarea finalizată chiar de solstițiu de vară, Desânziene, dorește să recreeze atmosfera ritualică precreștină a dansului zânelor din mitologia românească, pentru a sugera noțiunea de vechi, de dinainte de civilizație și chiar de dinainte de cuvânt, am omis folosirea versurilor propriu-zise din cuvinte până către sfârșitul piesei, unde acestea, în urma evoluției, ajută la construirea momentului culminant și al concluziei. Am încheiat citatul. De această dată, vom surprinde calitățile tinerei compozitoare și din ipostaza de solist, partea solo a lucrării fiind interpretată chiar de ea. La percuție, Iulian Fodor. În ceea ce ne privește, pe lângă o interpretare originală, vă promitem bună dispoziție și atmosferă magică a acestui ritual de invocare a forțelor binelui, aducătoare de prosperitate și noroc. Vă dorim audiție plăcută!
Vă propunem din nou o compoziție din repertoriul lui Sandu Bantaș, Bătrâneasca and Songs. Compusă în 2019, această lucrare valorifică ingenios citate folclorice specifice stilului Bătrâneasca din Bucovina. Cu inserări de strigături ce rup ritmul, cu asimetrii frecvente, lucrarea construiește timp de aproape 5 minute un nivel din ce în ce mai ridicat de spectaculozitate, ducând tematica nunții către un final cu o atmosferă incendiară. Efectul dinamic și energia acestei compoziții vor fi augmentate și de prezența percuționistului Iulian Fodor, care va amplifica starea de spirit de cântec și joc. Audiție plăcută! Yeah!
Yeah!